Cula lui Tudor Vladimirescu din Cerneți va fi restaurată pe fonduri europene. Obiectivul turistic a fost selectat și pentru a primi finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Primarul Comunei Șimian, Constantin Trușca, a declarat că aprobarea finanțării pentru restaurarea culei lui Tudor Vladimirescu reprezintă rezultatul unui efort susținut ce durează de ani de zile. Unul din cele mai frumoase obiective turistice din județul Mehedin și din întreaga Oltenie va fi reabilitat în curând. Este vorba despre cula lui Tudor Vladimirescu, cea care se află în satul Cerneți, Comuna Șimian. Aici primăria Comunei Șimian a reușit să introducă această fortăreață pe lista culelor din țară care vor intra în reabilitare. Cula lui Tudor Vladimirescu este un monument istoric ce datează de la 1800. Clădirea s-a degradat constant, iar autoritățile nu au putut să facă nimic pentru că proprietatea aparține altcuiva. Interesul pentru obiectivele istorice a devenit foarte mare. Și de câțiva ani de zile, de cel puțin trei ani de zile, și comunitatea locală, și specialiștii, și Consiliul, Speci și Consiliul Local, dar toate astea coordonate îndeaproape de primarul Constantin Trușcă, au depus niște eforturi extraordinare pentru a reface aceste obiective istorice, a intra din nou în patrimoniu și în circuitul național, așa cum merită, pentru că sunt obiectivele noastre de o importanță majoră pentru istoria națională. Așa că, după trei ani de zile, această echipă de care am pomenit, în frunte cu primarul, Consiliul Local, cu administrația, cu specialiști, cu istorici, au lucrat la un proiect care acum este în ultima fază de avizare pentru ca această culă, care este monument de categoria A, clasat la Ministerul Culturii, se poate să intre în renovare și Într-o reabilitare urgentă, primarul Comunei Șimian, Constantin Trușca, a declarat că obținerea finanțării pentru restaurarea culei lui Tudor Vladimirescu reprezintă rezultatul unor eforturi susținute. Este una din dorințele mele mai vechi, care acum se va concretiza ca urmare a unei munci de echipă care iată de roade. Apreciez implicarea de calitate a tuturor celor care au contribuit până acum pentru că acest obiectiv deosebit de important să fie redat circuitului turistic. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului ministru Virgil Popescu, din nostru, care mereu a fost aproape și a sprijinit puternic orice investiție benefică pentru județ. A declarat primarul Constantin Trușcă și ministrul Virgil Popescu a salutat demararea procedurilor pentru restaurarea culei. Mă bucur mult că turismul din Mehedinți va primi o gură de oxigen în plus datorită finanțării ce va veni prin PNR. Obiectivele turistice importante din județul Mehedinți vor primi bani pentru promovare sau restaurare. E o promisiune care s-a îndeplinit după ce am făcut eforturi pentru asta în perioada cât am fost și ministru al turismului, a declarat la rândul său Virgil Popescu, în prezent ministrul energiei. Cula lui Tudor Vladimirescu se află pe dealul Gârdanului, în fostul sat Piatra Albă, din Cerneți, la o distanță de aproximativ 9 km de municipiul Drobeta-Turnu-Severin.